Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei își respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi o avem în vizor pe Ana Birceal, aleasă în circumscripția electorală numărul 39 Vaslui pe listele PSD. Se află la al doilea mandat de deputat. Ocupă și funcția de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României. România are la nivel de parteneriate strategice relații speciale sau parteneriate asumate la nivel strategic, în total 15. Misiunea mea este de a coordona, de a mă preocupa de implementarea acestor parteneriate strategice și de a impulsiona zone care poate până acum nu au fost prea bine puse în valoare. A mai fost ministru delegat pentru afaceri europene în guvernul Grindeanu și ministru interimar al justiției după demisia lui Florin Iordache în urma scandalului legat de Ordonanța 13. În perioada septembrie 2017-ianuarie 2018 a fost președinte al delegației Parlamentului României la adunarea parlamentară a OSCE. În 2008, în plină campanie electorală pentru parlamentare, Birceal a fost subiectul unui scandal. Jurnalistul Iosif Buble a publicat un filmuleț în care apăreau în ipostaze intime un bărbat și o femeie despre care se spunea că este Ana Birceal. Aceasta l-a dat în judecată pe Buble și a câștigat procesul în 2011 după ce a dovedit că femeia din respectivul video nu este ea. Nu a mai candidat însă la alegerile parlamentare. Activitatea sa din acest mandat este minimă. A vorbit în plen, atât doar cât colegii să nu creadă că au de-a face cu o iluzie. Iată ce spun statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților. 12 luări de cuvânt, 11 declarații politice, 6 întrebări și interpelări, 8 propuneri legislative, din care 2 promulgate legi și o moțiune. Durata totală a luărilor de cuvânt este de doar 12 minute și 5 secunde. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Ana Birceal a avut însă în acest mandat doar 1111 voturi, ceea ce înseamnă că prezența sa la vot este de numai 33%. Dacă activitatea sa în Parlament a fost aproape zero, din postura de viceprim-ministru are ceva mai multe apariții și declarații atât în media cât și pe rețelele de socializare. Acum o lună a avut o întâlnire cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Mike Pompeo. Pentru noi este esențial ca acest parteneriat, pe lângă latura politico de securitate și pe partea de apărare, care sunt componente extrem de importante ale parteneriatului nostru strategic, să continuăm aprofundarea pe latura economică. Acum să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Vaslui. Fidelă partidului din care face parte, fără probleme de integritate și comunicare bună online. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte. Număr redus de propuneri de legi, prezență foarte slabă la vot, luări de cuvânt în număr extrem de mic, dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea sa din acest al doilea mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PSD Vaslui, Ana Birceal.